toate pentru finalizarea discuțiilor tehnice cât mai rapid și adoptarea regulamentului tranzitoriu. Întârzierea procesului de finalizare a pachetului legislativ privind reforma PAC post 2020 va afecta major asupra continuității PAC la nivel european, cauzând amânarea începerii noii perioade de programare cu 1 până la 2 ani. În acest context, apreciem eforturile depuse de instituțiile europene și de statele membre de a ajunge cât mai curând posibil la o abordare generală parțială asupra regulamentului tranzitoriu, independent de cifrele privind bugetul agricol din cadrul financiar multianual. Aceasta va permite continuarea finanțării agriculturii europene în intervalul dintre cele două perioade de programare. Din perspectiva posibilității oferite statelor membre de extindere a programelor naționale de dezvoltare rurală sau a programelor regionale, considerăm că este oportună menținerea normelor actuale și în perioada de tranziție. Apariția unor eventuale elemente noi ar însemna, de fapt, crearea unor programe noi, a căror elaborare și implementare nu ar fi posibilă în timp util, înainte de începerea următoarei perioade de programare. În acest sens, apreciem și decizia Comisiei de a menține posibilitatea acordării ajutorului național tranzitoriu pe durata tranziției la viitoarea PAC. Mulțumesc!